frumos domnului director, care, datorită căruia și instituției pe care o conduce, bineînțeles cu sprijinul Consiliului Județean, avem în această formulă umană o Bucovină întreagă. Am vorbit cu Maria, eram îngrijorată, domnul director era plecat, alte persoane care ne-au sprijinit de regulă erau momentan în imposibilitatea de a o face și Maria mi-a zis, păi cum ziua Bucovinei fără sudul Bucovinei? Așa că gândul ăsta că nu se poate m-a făcut să insist și să avem noroc. Mulțumim părinților de la Furna pentru rugăciunea pentru cei de curând plecați, numele de Dani Madren pe care l-ați auzit. Este numele întreg, este Dani Madren Zărdescu, este vorba de o artistă plastică născută la Bama, deci în sudul Bucovinei, dar ca și mine îndrăgostită de Cernăuț. Așa cum unii dintre dumneavoastră, uitați-vă, este președintele Societății pentru Cultura Românească, Mihail Eminescu, domnul Vasile Ducu își aduce bine aminte, a avut aici o expoziție la Cernăuț, a fost una, un demers personal, a venit cu tablourile și unii dintre dumneavoastră au avut prilejul să cunoască arta ei, o artă a negrului, o artă sofisticată, o artă plină de credință. Criticii au apropiat-o de, de veșmântul purtat și în suflet călgăresc. Ea a fost, s-a bucurat de recunoaștere ale criticilor, ale colegilor de breaslă, a primit premiul Uniunii Artiștilor Plastici, a fost premiată de Primăria Chișinău la Saloanele Moldovei. În sfârșit, ceea ce vreau să vă spun important este că s-a bucurat foarte mult, a apucat să vadă această carte, care reproduce pe copertă o lucrare foarte apreciată, cruce. Eu și cu Maria am considerat-o simbolică și tare ne-am bucurat că am găsit și această haină deosebită pentru cartea noastră. Despre această carte am invitat-o, am rugat-o pe doamna Alice Niculică, una din primele cititoare, doctor în istoria culturală a Bucovinei, să pregătească pentru dumneavoastră câteva cuvinte, niște impresii de lectură.